Revelion cu Național TV. În noaptea dintre ani, emisiunea Venchev de Revelion, difuzată între orele 20:30 și 1:30, a fost urmărită în medie de 312.000 de telespectatori la nivel național în fiecare minut, jumătate dintre ei provenind din mediul urban. Gazdele Corina Chiriac și Aurel Tamaș v-au oferit un Revelion pe care să-l pomeniți tot anul. Au venit să vă ureze, să vă cânte și mai ales să vă încânte interpreți de muzică populară ușoară, pop sau dance. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut, le-am făcut, le-i ține bine, în fruntea sus, mier prin lume. Iar petrecerea a avut parte și de momente comice extraordinare în interpretarea actorilor Maria Buză, Marius Rizea și grupul Voo. De altfel, alături de ei am atins minutul de aur la ora 22:48, când 771.000 de români au urmărit emisiunea Corinei. Dar chiar mi-aduc aminte cum stăteai tu acolo, sus, pe schelă, dădeai glet, puneai gresie și eu jos spălam faianța. Doamne, ce romantică! Mai bine rămâneam în străinătate și nu mai veneam de sărbători acasă ca să ajungem pe la spitale, vezi? Așa, soartă! Puh! Doamne, ferește! Iar la 12 trecute fix, 196.000 de români urmăreau Național TV. Așa că vă spunem încă o dată la mulți ani. De la ora 1:30, Revelionul a continuat cu primul show de anul nou, gazde fiind Maria Cârneci și Mihalis Dumitrache. Prima dată, prima zi, trebuie să intre în casă un bărbat. Și la greș tot un bărbat. Așa e. Păi tocmai din acest motiv, Mihalis, o